Au fost odată, într-o școală de provincie, doi buni camarazi. Ghiță Nițescu și Niță Ghițescu. Elevi de rând, potriviți la învățătură și purtare. Pune-i piedica, hai! Astăzi avem ultima lecție de caligrafie. Iar caligrafie, doamnă. Scoateți dar cărțile de citire. Deschideți la pagina 32. Gata? Rândurile 5 până la 8, inclusiv, de sus. Caligrafie ca de rămas bun. Să avem ce păstra și cu ce ne mândri. M-am plictisit de caligrafia asta. Mie îmi place. Ție ce-ți pasă? Uite că la Niță, uite, parcă ar fi modelul. Nu se deosebește deloc. Lăsați vorba, Nițescu. Da, domnule. Parcă ai pune răsaduri, nu litere. Ia uite la Ghițescu, te par? Deștele, domnule, zdegerate. Acu, la negustoria lui taică tu o scos la capăt și așa. Așa, e bine. Bravo, dar e talent eraș. Da-ți caietele. Ghițescu, rămâi puțin. Da, domnule. Fătul meu, da, tu părinți n-ai? Carte multă nu ți-ai dat să înveți? Că nu prea ești deștept. Slugă, nu te poți face că ești cam leneș? Ți-a dat și ție Dumnezeu un dar. Ai icoană la scris. Ție cu condeiul ți-a dat să te hrăniști. Nu te la București. Acolo ai să intri copist în vreo canțilerie și încet, încet, cum te știu că n-ai portărerele, cu vremea ai să înaintezi. Da, domnule. A trecut un timp și iată-l pe Niță Ghițescu ajuns în capitală, recomandându-și talentul și căpătând din toate părțile complimente și dovezi de admirațiune. Dar afară de aceasta, nimic. Niță nu și-a pierdut speranța și bine a făcut. Căci iată! Bogoașe proaspete, bogoașe calde, proaspete, proaspete, bogoașe calde, proaspete. Ei, Ghițescu! Bogoașe proaspete, Niță! Da, greu mai auzi, îngândurat, hai! Da, domnule, mă iertați, în vâlmășeala asta nu v-am auzit. Nu te las văzut cu săptămânile. Hei, ai găsit ceva? Nu, domnule. Cu scrisul dumitale? Ce să-i faci, asta este. Nu te pierde cu firea, domnuniță. Uite, mâine dimineață la ceasul de 11 să te afli la Ministerul de Interne. Se ține concurs pentru 3 posturi de copiști. Desigur că o să capeți unul. Vă mulțumesc mult. Poate ai avea noroc. Vine comisia, vine comisia. Domnilor, concursul alege. Caligrafia hotărăște. Un scurt dicteu. Luați-vă rog hârtiile. Da, și dumneata, poftim. Începem. Ministerul
vă invită, dar cu onoare, ca în apropierea zilei amintite, să lămuriți poporul din localitatea dumneavoastră. Dumneavoastră prescurtați despre misiunea ce o au generațiile noastre. Primiți distinsa noastră considerațiune, punct. Cum repede, Ticteu. Acum fiecare să-și scălească proba, da, și bine. Să ne-o înmâneze. Să-i scălim. Da. Poftiți, domnule director. Așa o lucrare și cum o ia. Ei, reușit? Nu. Și ce frumos scrisese, domnule. Un tânăr nu trebuie să despere de la întâia încercare. Mai sunt încă 7 ministere. Or să se mai vească locuri. În adevăr, peste câteva luni se ivesc 2 locuri la alt minister. Iar comisiune, iar dicteu, iar formalitățile obișnuite. Și a doua zi, iar nu se află între cele 2 numiri numele Niță Ghițescu. Și ce frumos scrisesem, domnule. Răbdare, tânărule. N-a intrat vremea în sac. O să-ți vie și rândul dumitale. Mai sunt 6 ministere. S-au ivit câteva locuri la al treilea, apoi la al patrulea, și de fiecare dată. Și ce frumos scrisesem, domnule. Nu dispera, tânărule. A mai rămas încă un minister, tocmai acela unde se cire cu din adinsul caligrafie pentru acte și documente. Trebuie să se ivească acolo vreun loc. Poftiți. Bună dimineața. Bună dimineața. Vă deranjez? Vai de mine, în casa dumneavoastră poftiți. Muncești pe brânci, domniță. Concursul. De 3 zile nu vă mai ridicați de lângă masă. Sunt multe, doamnă. Trebuie să-mi fac mâna. Cu scrisul dumitale, parcă-s litere pictate. E ultimul minister. Trebuie să reușesc. Le-am făcut pe toate și în toate felurile. Ultimul concurs. Post de perfect caligraf. Vai, ce dea hârtie. Exerciții. Da. Toate scriiturile exersate. Scriituri engleze, da. Italice, gotice, bastarde, ronde, majuscule, minuscule, în fel și fel de mărimi, de la 2 cm până la 1 mm. Și cu și fără transparent. Cu că le-ați făcut pe toate, ați putea face o plimbare, dar prinde bine. Cum ați spus? O plimbare, ziceam, n-ar strica. Da, adevărat. O plimbare n-ar strica. Și, ca în orice poveste, în ajunul concursului, o întâlnire neașteptată. Niță Ghițescu cu Ghiță Nițescu. Ghiță! Bă, Niță! Ce faci în capitală, Ghiță? Un post, caut un post. Un post? Da. Dar afacerile lui taică-tu? Au mers în ultima vreme cam prost. A scăpătat, apoi a murit. Și acum? Mâine e un concurs la Ministerul Justiției. Am avut o scrisoare de recomandare. Ministrul m-a primit foarte bine și mi-a zis că a doua zi, la ceasul fix, să mă prezent negreșit. Tu? La concursul de mâine? Da, eu. La concursul de mâine? Ei da, la concursul de mâine. Ce? Dar tu știi pentru ce loc e concurs, Ghiță? Nu. Pentru un loc de perfect caligraf, amice Ghițică. Apoi, dacă mi-a ordonat ministrul să merg, se poate. Apoi mă prezent și eu, Ghiță.
Bine, prezentă-te și tu. Cu mine la caligrafie, ghițică? Cu tine la caligrafie. Eu știu ce mi-a ordonat ministrul. Bine. Niță, eu am venit în București cu ceva păhăluțe. Tu zici că ești nichea de tot. Eu, dacă vrei tu, știi? Ce se vrea? Eu ți-aș da ție 3-4 poli să... Să ce? Să mă las să nu vii la concurs. Eu? Eu tot am recomandație. Să poftești la concurs cu recomandația dumitale. Ce bine, te căutam. Aș vrea să spun ceva. Imediat. Ghiță, așteaptă-mă, te rog, un moment. Bine. Domne Ghițescu, bucură-te. Ai scăpat de concursul prin ministerie. Ți-am găsit un loc la o litografie. Un loc plătit mult mai bine ca unul de copist. Și în care poți să-ți faci un mai frumos viitor. E, primești? Primești, sigur că primesc. Mulțumesc. Vă caut peste un ceas. Ia un prieten. Da, bine, 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 atunci peste o oră. Ghiță! Tu vrei să-mi dai 3-4 poli să nu mă prezent la concurs, hă? Da. Eu am o combinație mai bună și pentru tine și pentru mine. Care? Din contră, să ne prezentăm amândoi la concurs. Mm-hmm. Tu ai recomandație, așa, eu caligrafie. Da? Să-i scălesc eu cu numele tău proba mea și tu să-i scălești proba ta cu numele meu. Ei, dacă ai vrea... Vreau! Pe onoarea ta? Pe onoarea mea! Să-mi dai 5 poli. Îți dau? Chiar acum îți dau. Poftim. Atunci mâine fix la 11 la minister. Mâine la 11! Niță, dragă, îți mulțumesc! Mă uitam la coala ta și nu mai puteam. Adevărată artă. Nici o grijă. Numai doi am fost. Așa e. Recomandații ai. Am. Caligrafie am, da. Slavă Domnului. Să fie cât de-ai dracului, pe cine să numească. Așa e, așa e. Rezultatul concursului. Da. S-au prezentat doi concurenți. Niță Ghițescu și Ghiță Nițescu. Da. A reușit domnul... Domnul? Niță Ghițescu. Ce-o fi însemnând asta, Niță? Dați-mi voie, domnule director. Trebuie să fie o greșeală. Exact. Poate n-am văzut bine probele. Cum? Slavă Domnului, ne cunoaștem ce putem. Așa. Trebuie să fie nu Niță Ghițescu, ci Ghiță Nițescu. Exact. Domnule, nu-ți permit să fii rău crescut, mă înțelegi? Am zis bine. A reușit domnul Niță Ghițescu. Nu se poate, domnule director. V-ați înșelat. Uitați-vă la probe. În fine, erare umanum est. Să vedem. Da, unde o fi scrisoarea de la domnul ministru? Ah, da, da, iată-o. Știi că ai dreptate, dumneata, așa e, vezi, confundasem. Într-adevăr a reușit domnul Ghiță Nițescu. Așa, da. Au fost odată, într-o școală, Ghiță Nițescu și Niță.